Lately I've been drinking, and lately I've been dabbing. Gold, I have no thinking, and I play that shit like Madden. Salutare tuturor, eu sunt Vlad și bine v-am găsit la un nou episod de CSGO 1 vs 1. Ei bine, am revenit cu această serie și chiar vreau să văd dacă mai susține seria. Dacă nu știți ce facem noi în această serie, practic jucăm cu un abonat sau cu un prieten, de obicei cu abonații jucăm și facem 1 vs 1, primul ce ajunge la 8 runde câștigate, deoarece jucăm casual. Nu vreau să jucăm competitiv deoarece pur și simplu durează prea mult și vă plictisiți. Putem vedea care este mai bun, care are mai mult skill și cine merită să câștige în doar 8 runde. Așa că am decis să facem cu 8 runde. Bine, și în dățile trecute am făcut tot cu 8 runde. V-aș ruga, bineînțeles, să apăsați butonul de like. Mă motivează foarte, foarte mult. Știți bine chestia asta. Mă motivează deoarece vreau să și văd cât mai apreciați această serie. Și pur și simplu, chiar îmi place seria asta, mă bucur că am revenit cu ea. Mulți m-ați întrebat de ea și în Q&A-uri și toate cele. Haideți că începe meciul, a intrat și el Alex Gamer YouTube, ok. Este un abonat, dacă vreți să jucați și voi cu mine, puteți să mă adăugați pe, Steam. Aveți Steam-ul meu în descriere, voi juca cu voi. Numai să nu aveți profilul privat, profilul de Steam să nu fie privat. Și o să vă adaug, dacă l-aveți privat nu pot să vă adaug. Vă adaug și dacă aveți level Steam 0 sau 1 sau cât aveți, nu contează. Jucăm pe Cruz. Noua mapă din operațiune. Practic suntem pe un vapor de croazieră. Și, ok, staticii, noi trebuie practic să îi... Ok. Să-i luăm. Ok, hai. Ok. Fuck this shit. De ce naiba am luat eu ăla? Nu știam că să mă mișc atât de greu. Da. Haideți să încercăm să strângem undeva la 80 de like-uri la acest episod sau măcar 70. Am văzut că a scăzut puțin susținerea în ultima vreme, dar sper măcar această serie să vă placă deoarece cam toate episoadele din ea au devenit destul de populare și au trecut de 1000 de views. Cam toate. Ceea ce este bine, 800 de vizionări, 1000, 2000, unul chiar și 7000 un video... Primul video din seria de 1 vs 1 și mă bucură chestia asta și dacă și acesta ar fi vizionat și poate și să dați un share și în afară de like. Da, vizionările sunt cele mai importante. Aș fi foarte fericit, o să-mi iau și un de la cum ar veni diffuse kit-ul, dar nu-i diffuse kit, e pur și simplu să iau mai repede o staticii, să îi descătușez mai repede. Hai să mergem. O să vină, probabil, cred că și-a luat armă deja. Sincer, cred că și-a luat armă. A, am kit de la. Am și uitat. Ok, în spatele meu. L-a câștigat runda. Hai să-l omorâm. Oh my god, a venit cu fucking P90-ul. Pe 90. Ok, probabil va spune și el ceva, nu știu. Nu, uite că acum mi-am luat eu rescue kit. Nu cred că aveam. Știu că rescue kit-ul îți dădea în 3 secunde puteai să iei unul static. Hai să verificăm acum. Bă, mai bine n-aș fi luat tot pe aici. Dar acum asta e. Dacă am apucat să iau pe aici, asta e. Mamă, cât m-am speriat. Ați văzut cum mi-a tremurat... Doamne, ce m-am speriat. În 2 secunde le aici nebun. Sau o secundă jumate. Deci da. Rescue kit-ul e foarte important. Ce să vă mai spun eu vouă? Deci da, această mapă a fost adăugată noua operațiune Wildfire. Cred că v-am spus și la început, dar nu mai sunt sigur, așa că mai bine mă repet decât să nu vă informez deloc. Ok. Tipul spune că e Silver 1, deși eu nu prea cred. Bine, poate e Silver 1 și eu joc destul de prost, dar bravo lui, se pare că este 2-2. Am dat am dat eu aici
Să știu ce când scap acum. Am dat autoselect la Teams ca să nu fie vreo chestie, să nu ziceți că mi-am ales CT special, că îmi place mie sau că joc mai bine aici sau că sunt mai avantajat. Am dat autoselect și ne-am băgat random. Ok, am risc, chitul ar trebui să... Ok. Hai că e bine. Fapt, nu e atât de bun AVP pe mapa asta, dar totuși l-avem acum. Nu, mi-am luat M4A1S. Mai bun M4, sincer. Și, bă, sunt curios ce o să câștige, adică m-aș face de râs. Gândiți-vă că am Nova... Ok, n-arată, că nu suntem în competitiv. Gândiți-vă că am Nova 3. Nova 3, fraților. Și tipul ăsta, dacă, abonatul acesta, dacă el chiar este Silver 1, liniște, și dacă o să-mi iau bătaie de la un Silver 1, o să fiu, oh my god, credeam că e sub mine, fuck, adică acolo, la același nivel cu mine, nici de cum deasupra mea, dar asta este, bă, joacă, ok, nu pot să zic că joacă prost. Și chiar joacă bine. Joacă chiar bine. Spre deosebire de alții care mi-au zis poate doar să se laude că au picat din... Mi-a luat și eu famasul la catering așa. Poate mi-au zis doar să se laude că au fost ceva gen Legendary Eagle și eu eram atunci mâgă 1 sau 2 și la 1 versus 1 i-am bătut gen cu 8-0 sau ceva 8-1. Tot așa abonați. Probabil doar au vrut să se laude. Ok. E deasupra, clar. E aici. Sigur, sigur, sigur. Sau sus. Așa că o să iau pe aici. Nu cred că e cel mai bun lucru pe care îl fac, însă... Nu știu deloc mapa. Mă bate rău de tot mapa. Nu știu unde e el, cred că știe că am luat hostage-ul. Și mă așteaptă în... Dacă e în spate, asta e ambelito. Sigur mă așteaptă aici undeva. Îmi pare că știe că am luat ăsta. Laud. Holy fuck! Direct în cap mi-a dat. Silver 1, sincer? Pum pare eu că nu e Silver 1. N-are cum. Eu înțeleg că sunt cel mai noob player, însă chiar așa cel mai noob de Nova 3, dar nu cel mai noob. Cel mai noob, mai noob decât Silver, decât orice Silver 1. Adică, ai frate, nici chiar așa. Holy fuck, mai aveam mult până îl omoram. Mai mi-am viața mea AVP. Oh my god, am avut noroc. Puteam să mor de mult. Și l-a avut... N-a avut ghinion, n-a avut skill, mai bine spus. E lipsit skill-ul acolo, adică a tras atât de mult. Dacă avea ghinion, rata 3 gloanțe. Nu 2 încărcătoare. Nu-i nimic, jucăm doar de distracție. Și dacă pierd, nu mă supăr. Deși ar fi primul match în care mă învinge un abonat. Ok, nu-ți lua AVP, nu este un lucru bun. Dacă te uiți la acest video... Știi măcar de acum că nu este bun AVP-ul pe mapa asta. Adică poate e bun la un competitiv, nu la 1 versus 1, frate. Dacă eu vin cu rifle-ul, vin în tine, alerg în tine și gata. Vin cu P90 și tu ești cu AVP-ul, ce naiba mai faci? Poți să fii Kenny sau JW, poți să fii cine vrei tu. Nu mai contează, fiindcă eu vin cu rifle-ul direct în tine. P90, Pro 90,
Nici o problemă, what the fuck, sângele ăsta a sărit aici și n-a mai sărit și pe aici, ok. Ok, ce se go logic, ok, și sigla aia apare doar așa când vrea. De fapt, este o... Oh, lol, nici nu mi-am dat seama. Să-i de la de... Panou de la de alpinism, lol. E destul de mișto făcută mapa asta, trebuie să recunosc. N-am ce să zic. Ancora asta apare așa la mișto când vrea ea. Dar hai să vedem. M-a văzut, ok. I-am pus focul. Holy shit! Ce cap! Nu-mi vine să cred. Lol, cât fulan m-a avut asta. Bulam pur, n-am ce să zic. Ok, ultima rundă ar putea fi. Ar putea fi pentru mine asta ultima rundă. Sper să fie și să câștig meciul și să îmi păstrez. Lol, să spar sticla asta. Și să îmi păstrez acest, cum zic, momentum, nu știu cum să-l numesc, în care n-am fost înfrâns în niciun 1 vs 1 de niciun abonat. Am fost învins. De fapt, putem să spunem că am fost învins de un abonat. În primul episod de 1 vs 1, acela care a ajuns destul de popular într-un fel, adică nu e neapărat popular, dar totuși pentru mine 7000 de vizualizări sunt ceva la un video și 100 și ceva de like-uri, aproape 200 de like-uri. Episodul în care m-a bătut Luana, cei abonații mai vechi trebuie să-l știți și probabil l-ați văzut și abonații mai noi. În acel episod am pierdut doar fiindcă m-am lăsat, ok. GG, well played. GG, frate. Ok. În acel episod am pierdut fiindcă... Stați să ies puțin. Fiindcă m-am lăsat. Pur și simplu m-am lăsat să bătut cum ar veni. Cei care știți videoul, pur și simplu mergeam cu cuțitul spre ea și am trăgea doar, nici nu știam unde trage și mă omora. Și am pierdut ceva gen 8 la 6, m-a bătut Iacob la 6. Chiar am jucat la Caterinca, dar din păcate mulți n-au înțeles și m-au înjurat la acel video. Nu mai contează, nu vreau să schimb subiectul sau ceva. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, nu uitați de like. Chiar vreau să vă multe like-uri la acest episod, multe vizualizări. Așa că mă puteți ajuta să crește numărul de like-uri și de vizualizări dând un share pe Facebook, pe Skype, pe Instagram, pe ce vreți voi, nu contează, numai să dați un share, mă ajută foarte, foarte mult. Like și la pagina de Facebook care este în descriere. Dacă vreți să jucați 1 vs 1 cu mine, trebuie să fiți abonați la acest canal de YouTube și să mă adăugați pe Steam-ul din descriere. Păi, cam atât. Ne vedem la un nou episod mâine, probabil. Pa, pa!